22, noi, surpriză la tine acasă și eu, Olesia Palari, cu drag vă salut din satul Izvoare, Craiului Fălești. Revenim din nou aici, între oameni dragi, unde de fiecare dată am găsit oameni cu sufletul frumos, oameni cu sufletul cald, oameni care au deschis portița în fața noastră și în fața surprizelor care le aducem cu drag și dăruire de sine vouă, celor care aveți sărbători în familia și în sufletul vostru. Astăzi venim în satul Izvoare spre Bolocan Gabriel. 18 anișori, vârsta majoratului, astăzi completează buchetul vieții și am o listă completă de oameni dragi care au apelat la echipa Surprize la tine acasă și ne-au încredințat nouă frumoasa sărbătoare și frumoasele emoții de a le transmite astăzi cu Gabriel, cu cele mai frumoase intenții, cu cele mai frumoase urări de bine și sincere felicitări azi care le merită pe deplin. Încercăm să facem o emoție frumoasă, încercăm să lăsăm o amintire de neuitat și încercăm din suflet să bucurăm un sufletel de om ce are o frumoasă sărbătoare și sperăm din suflet să nu întuiască și să nu știe despre surpriza care urmează să fie. Vă rugăm și pe dumneavoastră să ne urmați care fiecare dată și împreună să aducem emoții de suflet și amintiri de neuitat. Haideți cu noi! Sănătate să vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, fie-vă viața numai lumine, ca lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți fericiți, să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți fericiți. Bună ziua și Hristos a înviat! A doua zi de Paști, mă bucur să mă întorc în satul Izvoare. Anet, în vinerea Paștelui și a doua zi după Paști. Sau a treia suntem. Vă salutăm cu drag, surpriză la tine acasă, suntem, mă numesc Olesia Palade. Astăzi, cineva drag ne trimite spre frumoasa gospodărie, spre frumoși oameni, spre frumoasele echipuri, dar în special spre tine, Gabriel. Venim să-ți spunem la mulți ani din partea cuiva care te iubește, te respectă, țin foarte mult la tine și azi când cea de 18-a floare completează frumosul și tânărul buchet al vieții tale, vor din suflet să-ți spună la mulți ani, să-ți cânte la mulți ani, au foarte multe daruri pentru tine, dar în pofida faptul că au pregătit foarte multe daruri, eu zic că contează gestul, intenția frumoasă și dorința de a-ți aduce astăzi zâmbet pe chip și desigur o amintire frumoasă pentru tot parcursul vieții, ca această înregistrare care se face aici împreună cu cei mai dragi sufletului tău, să rămână o amintire frumoasă păstrată în arhiva familiei voastre. Zic cei mai scumpi, dar mai am și eu o listă cu alți scumpi și dragi care se organizează frumos pe frumoasele emoții care vor să ți le transmită ție și vreau din suflet să te întreb, să încercăm împreună cu tine să depânăm răspunsul la întrebarea mea, cum crezi, cine sunt, fii atent că zic sunt mulți, așa ca un indiciu, oamenii care îți fac frumoasele emoții și au vrut așa, cumva în prima jumătate a zilei să te fac fericit. Zi-mi te rog frumos și încercăm să încercăm să ghicim cei oameni care sunt implicați în surpriză. Păi dăm nume, eu am nume și noi spărăm toți. Mariana, Dima, Militraș. Dacă sincer, eu cam am uitat în jumătate de listă și acolo. Eu o să zic așa. Sunt oameni dragi care te iubesc. Sunt oameni dragi care, din păcate, din lista mea sunt doi lângă tine și restul nu. Cei doi sunt bunica, sau cele două sunt bunica Valerica și restul o să dau citire după ce țin mâni frumoasele și multele daruri pentru tine. Pentru că chiar nu vreau să omit pe nimeni și nu vreau să supăr. Pentru că atunci când vine omul cu o intenție frumoasă de a bucura și vrea din suflet să fie și numele lui răsunat aici în filmulețul nostru și în surpriza frumoasă, nu am niciun drept omenesc de a omite numele lor. Deci ca să facem frumos și plăcut sufletului lor și al tău, o să facem în felul următor. Primește cu drag o tortă frumoasă pentru frumoasă sărbătoare.
baloane, să fie și viața ta frumoasă, colorată, iar succesele tale să se ridice așa în sus cum încearcă și aceste baloane, dacă le dai voi, cu grant să duc sus. Nu știu, cred că o să dai. Faci încercare, da. Cred că o să dai încet să te ajut părinții. Asta e semn de grijă, vitamine. Multe vitamine pentru un bărbat adevărat. Vitamine nu știu mai nesunce. După părerea mea nu se mănâncă. N-am văzut să trăiască în pomi așa ceva. Și stă atâta zi părerea să vreau să mi arăți și nu. Mă duc la Făleș. Noi dormim vreo două nopți dacă nu mi arăți. Așa că am scris să-l pui cumva pe prag. Așa. Hai să vedem și noi. Ce fruct crește în stii? Stai un pic, bine, ai să nu răbdare. Unde ați văzut femeie cu răbdare? Da. Păi așa. Așa, este un lănțișor, să-l porți cu drag. De fiecare dată, când îl vei simți la gâtișorul tău, să-ți aduci aminte de cei oameni dragi care azi, indiferent de orice, indiferent de obstacol, de distanță, de cheltuieli, de nu știu ce, nu a contat nimic, contează emoția ta, contează frumoasă sărbătoare și amintirea care o să-ți rămână ție pentru o viață întreagă. Știi, eu de fiecare dată când primesc asemenea lucruri în mână de a le înmâna, nu îndrăznesc să deschid să mă uit, că nu e frumos, dar nu mi-arată mie politețea mea, dar îndrăznesc să rog omul să deschidă ca și la fructul acela care ți l-am dat acolo, să zicem așa, odată celălalt fruct. Deci și aici îți mâni ceva cu drag și am înțeles că e ceva frumos pentru tine. Deci ca să omori toată curiozitatea noastră, deschide și arată iară, să vedem cu toții. Ceva super frumos, un conac personalizat, din cât te înțelegem noi. Așa. Eu nu știu, eu asemenea daruri, nu știu dacă te îndurci, le-ai deschis, vrei să le păstriezi cumva. 50 grame, primul tu îl bei de acolo. Să fie albumul vieții tale. Haide, sunt poze. Poze a familiei, a oamenilor dragi, a cei care fac viața ta frumoasă, cei care ți fac zilele mai pline. Deci oamenii dragi, avându-i alături, întotdeauna ne fac viața mai completă. Să savurezi atențiile lor și mai departe să-l completezi tu. Uite așa, să apară acolo cu timpul pozii de la nuntă. Da, dragi părinți? Cam în fioară gândul când vedeți că băiatul deja crește, dar e pe aici. Peste câțiva anișori, timpul zboară. Și va veni vremea când și tu va trebui să sfărești o familie și clădești în ea multă dragoste cum au clădit părinții tăi, având asemenea copii frumoși, gospodării și oameni dragi. Noi ce vrem să-ți spunem? Să fii sănătos, să fii fericit, să ai parte în viața asta de tot ce este mai bun și mai sfânt. Să păstrezi virtuțile frumoase care le-ai văzut în familie. Dragoste de oameni, stimă, respect, să prețuiești întotdeauna efortul prin care doi părinți au crescut atât de mare și frumos, până la 18 ani. Și să nu uiți niciodată că multe s-au jertfit pentru tine, cum fac fiecare părinte. Jertfiesc foarte multe, începând de la anii săi, nopți nedormite, zile în care s-ar fi putut trece undeva, nu, avem copii acasă, trebuie să-i creștem, să-i educăm. Astăzi, fă-le viața frumoasă, astăzi ești speranță și mândria lor. Cum este și soroara, cred că, da? Beatrice, acum și ajungem și la ea. Deci, fii sănătos, fericit. Acum și o să ajungem și la un mesaj care l-am trimis din partea oamenilor dragi și iarăși nu am dreptul să nu-l dau citire și la un mesaj pe care ai să alegi și tu cu siguranță. Opa, acolo mergi degustația? Dar 50 grame, nu? Așa, noi cunoaștem faptul că Beatrice este o fetiță foarte cuminte, da, Beatrice? Vorbim cu mine un pic, tu ești Beatrice și tu ești foarte cuminte, așa ni s-a spus nou, tu ești super mega cuminte, da? Nu există fată mai cuminte în izboare. Așa e? Și râd toți. Așa. Uite, noi știm că tu nu ești sărbătorită și nu ai ziua de naștere azi. Dar cineva ne-a rugat să-ți aducem și ție cadou. Ți-ți plac cadourile? Da? Și le-ai meritat? Ai fost cuminte? Strâmbi la grădiniță? Și ești cea mai mândră floare acolo, Matinca, așa e? Da. Așa. Uite, numai pentru acest fapt. Am și eu două flori, de astea tare scuminți. Cred că știri. Așa.
Ia uite, ai spus. Ai spus. Și așa ai fost cu minte, dar am după ce mai ai spus. Ai spus spasibă, dar nu ai. Ești mare, frumoasă, cu minte, frumoasă ești. Deci, cu drag dăm și mesajul trimis din partea oamenilor dragi pentru tine. La mulți ani, scumpul nostru nepot și verișor. Vrem să te felicităm cu frumoasa aniversare de 18 ani. Îți dorim să fii sănătos, frumos, să fii mereu cu bună dispoziție alături și să fii înconjurat numai de oameni dragi și prieteni adevărați. Noi cu toții te iubim și te cuprindem cu mult dor. Să fii sănătos și să ne aduci doar bucurii. La mulți ani și am promis că o să dau... O să dau citire și celor oameni care cu drag te felicită. Dar bebeluș ai sau n-ai? N-ai? Cu drag din partea bunicii, cum și-am zis. Bunica Eugenia, Nana Mariana, plecată de parte. Badea Dima cu Eva, Badea Serioja cu Valeria. Și iarăși, doar bunica și Valeria sunt aici. Restul sunt cu gândul, sunt virtual prin surpriza frumoasă și emoțiile care încearcă astăzi să-l direcționeze direct pe sufletelul tău. Drag, privește aici, dacă ai și tu să le spui ceva, e cu siguranță așteaptă. Mulțumesc atât pentru păcatul. Atât te așteptat? Da. Da. Te așteptat să lăsați chiar ceva pentru tine, da? Ok, să fiți sănătoși cu toții, mulțumim din suflet că ne-ați primit. Și dacă am avut sărbătoarea Sfântului Paști, nu ezit să vă felicit cu frumoasă sărbătoare, că ne-am găsit sănătoși. Iar lumina Sfântului Paști să vă aducă căldură în suflet, lumină în suflet, pace în casă. Să vă mândriți de fiecare om drag, părinții de copii, bunica de nepoți, cei de departe, badea, verișoare, nană, ce aveți acolo. Să vă bucurați cu toții și să vă întâlniți în momentele frumoase aici acasă. Vă zic că mulțumim, mulțumim că ne primiți. Mulțumim că ne primiți, până n-o să ne primească lumea. Așa să ne obiți, sănătate să zic frumos. Să o păzim să ne păzească. Batracea care ne poartă prin istorie și soartă. Să ne fie casa acasă, luminoasă și frumoasă. Să ne ajungă azi și mâine bucățica cea de pâine. Copilași cu